Nu suntem vaci, nu suntem oi, să ne puneți și purbăi. La un protest. Deci un protest înseamnă o nemulțumire. Nemulțumirea noastră a celor care am organizat acest meeting este împotriva acestor chipuri pe care ni le bagă pe gât conducătorii noștri de astăzi și ascultării telefoanelor. Deci noi nu suntem de acord cu aceste încălziri ale libertății. Oamenii n-au ieșit la revoluție pentru a ajunge din nou sub stăpânirea SRI-ului și altor care ne ascultă, a conducătorilor de astăzi, nu s-a morit la revoluție pentru România, trezește-te! România, trezește-te! Noștri și a familiilor noastre depinde de organizarea noastră ca cetățeni în grupuri care să constituie o gardă civilă la scara națională și care să acționeze la nivelul cartierelor, care să ne permită să reacționăm cum se cuvine împotriva măsurilor teroriste și ilegale ale actualei puteri. Fără rost, Emil Boc, nu fi prost, nu vrem ce pur fără rost! Asta mă manipulare, unde popurile doare, adică ne pasă fix de siguranța noastră. Ce nu este altă cale, păi noi nu suntem animale. Pune noi de glumit, păi cum să-i lași să-ți spună microchip? Păi nu-i lăsa să-ți spună microchip. Fii transformați în mașini de trăit, în robi. Vă mulțumesc. Un întreg plan demonic prin care de bună voie îți vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor ca pe vite este primul pas al unor alte măsuri luate prin pentru controlul absolut al ființei umane. Autoritățile trebuie să abroge legile în dosarierii și urmăriri electronice. Nu suntem vaci, nu suntem oi, să ne puneți și pur voi! Înaintea tatălui meu, care este în ceruri, iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea tatălui meu, care este în ceruri. Cereți autorităților române să abroge legile care permit îndosarierea și urmărirea electronică a creștinilor, renunțarea la libertatea cu care ne-am născut. Păi nu-i lăsa să-ți spună microchip.